KTM 890 Adventure. Bun găsit, prieteni! Oricâtă plăcere mi-ar fi făcut să vă prezint acest model în mers, este aceeași poveste. Nu putem să-l pornim, nu avem voie să-l pornim, pentru că motocicleta este nouă, e model 2020 și dacă îl activam ca să putem porni motorul, însemna că garanția începe să curgă și nimănui nu mi-ar fi convenit să vină să plătească 13.655 de euro, atât cât costă motocicleta, și să constate că garanția a început să curgă cu niște săptămâni în urmă. Așa că astăzi avem o prezentare statică și mi-a spus mie o păsărică că în curând va exista o unitate de test, drept care voi putea să iau motocicleta, să o filmez, să vă prezint mergând, așa ne uităm la ea și o admirăm. Deci, KTM 890 Adventure, varianta din acest an, 13.655 de euro, echipată cu un motor de 899 de centimetri cub, 4 timp, cu 2 cilindri gemeni paraleli, răcit cu lichid, un motor care produce o putere maximă de 105 cai și un cuplu maxim de 100 de Nm. Dar să mergem în jurul motocicletei, ocazie cu care vă dau mai multe date tehnice despre acest model. O motocicletă cu un ampatament de 1509 mm și o înălțime lașa de 850 de mm. Gardă la sol generoasă de 233 de mm și un rezervor cu o capacitate de 20 de litri. Pe față avem o furcă telescopică inversată VP Apex cu jambele de 43 de mm. Furcă de față care conferă roții o cursă de 200 de mm, la fel ca cursa roții de spate, tot 200, pe spate având un sistem de amortizare, un monoshock VP Apex și sistem de frânare compus pe spate dintr-un disc de 260 de mm și un etrier cu două pistonașe, iar pe față un disc de 320 și un etrier cu 4 pistonașe, ABS activ pe viraje, față, spate. Masa la gol a acestei motociclete este de 189 de kilograme și fiind o motocicletă de aventură, ea are numeroase posibilități de setare a poziției pilotului. În primul rând și cel mai important este faptul că ghidonul are numai puțin de 6 poziții în care poate fi reglat și o libertate de mișcare totală datorită acestor 6 poziții de 30 de milimetri. Și la scărițele pilotului se poate umbla, se pot regla, se poate scoate cauciucul, se poate schimba poziția scărițelor. O motocicletă cu accelerație ride-by-wire. Motorul este membru component al șasiului și cadru, e adevărat că nu prea se poate vedea, cadrul este din țeavă de oțel, în schimb bascula este o adevărată operă de artă, este turnată sub presiune. Și ca fapt divers pot să vă spun că, chiar dacă producătorul n-a declarat, am găsit în mai multe teste făcute cu această motocicletă, viteza maximă pe care o declară mai multe site-uri de specialitate este de 210 km pe oră. Modele concurente ale acestei motociclete sunt Tiger de 900 versus 1000, chiar dacă au alte tipuri de motor, dar vorbim de aceeași categorie de motociclete de aventură în jurul cilindrei de 900 de centimetri cubi. Prețul, după cum vă spuneam, este pentru această variantă 2022 este de 13.655 de euro. Motocicleta se poate achiziționa atât din magazinele ATV Rom și Authentic Spirit, cât și din rețeaua de magazine partenere ale acestor companii. Sunt foarte multe societăți, mai ales de la intrarea pe piața noului dealer KTM,
Ea poate fi achiziționată și prin sistemul Rabla, este eligibilă. Problema este că deocamdată Rabla pentru motociclete încă nu a început, se pare că nu sunt fonduri și este foarte posibil ca în acest an, datorită solicitărilor foarte mari, mulți dintre cei interesați o să rămână fără cupon Rabla, fără posibilitatea de a cumpăra, pentru că este același program pentru mașini și motociclete și, din câte știu eu, dealerii de mașini, se repet și din prima zi în care sunt declarate fondurile disponibile, introduc în sistem fiecare câte 1000 de mașini. Deci probabil că motociclete o să rămână mulți doritori cu buzele umflate, dar asta e sistemul, nu avem ce face. Teoretic este bun sistemul Rabla. Practic se pare că pentru negustori nu este bun deloc, face mai mult rău, pentru că apare această poveste, promiți omului că îi poți da motocicleta prin Rabla și pe urmă se dovedește faptul că nu poți și nu datorită negustorului, ci datorită sistemului. Și în al doilea rând, cei care vând în sistemul Rabla nu își recuperează banii de la stat decât peste vreun an de zile, caz în care trebuie să financeze practic ceea ce statul ar trebui să pună la dispoziția clientului. Așadar, programul Rabla aparent e bun, de fapt este prost și ne încurcă pe toți, și privitori și negustori. Da, asta e. Sperăm într-o îmbunătățire a lui, deși eu personal sunt pesimist, nu cred că se va întâmpla chestia asta. Așa că asta e, o să ne mai chinuim niște ani de zile cu Rabla, dacă o să mai existe fonduri. Revenind la oile noastre, acesta este modelul KTM 890 Adventure, model 2022, pe care vi l-am prezentat de la magazinul ATV Rom București. Importator este firma ATH Moto din Cluj și prețul acestei motociclete este în acest moment de 13.655 de euro, toate taxele incluse. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!